că sunt mama și cel mai bună prietenă. Da, nu, părinții trebuie să fie părinți, nu trebuie să fie prieteni. Adică părinții trebuie să știe să zică anumite lucruri rele pe care nu vrei neapărat să le auzi și pe care, să zic, prietenii nu prea ți le-ar spune. Vă înțelegeți foarte bine? Aveți o relație foarte apropiată? Sau mai mult așa, ca șoarecele și pisica? Normal. Normal. Ba foarte bine, ba ca pisică cu cățel, după ce trece repede. Da, ne trece repede dacă încercăm. Da. Ce se supără mai repede? Mama, că dacă nu fac curat sau dacă arunc, dacă vin și nu mă descalț. Cine critică mai mult? Eu și el. Ultima dată când te-a criticat mama ta și n-a fost bine ceva? Acum. Păi acum, da. Cu pulovărașul. Acum 5 minute, da. Deci m-a luat prietena mea pulovărul ăsta ca să fie în temă. Și zice, îmbracă-te așa că e în temă, că e Crăciun și așa. Și l-am pus, da? Și nu o să zică, wow, ce tare, ce frumos, că ți l-a luat, că ce bine stă, nu știu ce. Fix înainte să înceapă filmarea, face, nu ce trebuie, e mic, nu stă bine. Și care de drum. Ok, mulțumesc. Ce înseamnă pentru voi sărbătorile de anul? Păi, noi fiind cumva, eu am născut în Chișinău și noi mutându-ne în București când aveam 8 ani, deci prin 95. Atunci prins Crăciunul atunci noi. Atunci am început să facem Crăciunul, pentru că, zic, în fostele state ale Uniunii Sovietice, Crăciunul nu exista. Avea acel moș gerilă, care e Ded Moroz, da. Așa se zice în rusă, Ded Moroz, de acolo vine traducerea moș gerilă. Se serbează de Revelion, deci petrecerea, să zic, principală se dădea de Revelion, masa se făcea de Revelion, bradul și cadourile. Și am făcut schimbarea asta, cred că în câțiva ani de când ne-am mutat, adică la câțiva ani de când ne-am mutat și am început să dăm cadouri de Crăciun. Da, și făceam, pentru ție, da. Sfântul Nicolae, Moș Crăciun, Sfântul Nicolae dulciuri în cizme, bradul facem. E literă de lege, faceți împreună? Ultimele ani fac cu nicoțica, cu Anastasia facem bradul, adică cumpără Mișa sau soțul meu și punem la loc și noi îl îmbrăcăm. Mm-hmm. Îl împodobim. Împodobim. Îl îmbrăcăm. Care este cea mai frumoasă amintire de sărbători? Cred că sunt mai multe și sunt cele legate de cadourile pe care le primeam, într-adevăr, de când eram copil. Când găseam cadou la sub brad și simțeam și bucuria față de cadou și prezența aceea de magie, că există un Moș Crăciun care vine și ți le pune sub brad, că acelea erau niște momente din astea pe care le rețin și sunt acolo sus. Și acum e principal că să strângem toți și petrecem timp cu prietenii, cu copiii. Asta mi se pare cel mai principal. Să vă uniți, să fiți împreună, da? Așa, da. De asta nu mi-ați făcut niciun cadou de Sfântul Mihail, nu? Da. Zi, hai recunoaște la camera asta, să vadă toată lumea. Nu de asta, că am spus felicitări și atât, cred că am fost ocupată cu Anastasia, cu... Deci e prima sărbătoare în care nu primesc cadouri. Cu patru bărbați în casă, care mănâncă. Doamna Pautov gătește dumnezeiește, motiv pentru care toți membrii familiei sunt topiți după savuroasele ei preparate. Piesa de rezistență o reprezintă însă biscuiții Kada, iar rețeta obținut-o de la o prietenă din Armenia. De 15 ani încoace, niciun Crăciun din familia Pautov nu trece fără ca Tania Pautov să prepare biscuiții preferați ai familiei, iar asta o face tare mândră. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная, зеленая была. Și pentru că doamna Pautov nu acceptă pe nimeni în preajma ei atunci când gătește, doctorul Mihail s-a retras ca un băiat ascultător și a mai aflat câte ceva despre copilăria și despre tinerețea lui. Făcea multe prostii când era mic? Nu făcea prostii, dar era foarte activ, că eu zic că un băiat normal. La ce vârstă a venit prima dată cu o fată acasă? Cred că la 3 sau la 4 ani de la facultate. Cum îl alintați? Cum îi spuneți dumneavoastră? Mișa. 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 Când era mic, spuneam și Mișecica. V-a făcut vreodată să plângeți de fericire? Prima dată noi am mers la un club unde formația, unde cânta el, facea, nu concert, câteva cântece cânta pe scenă. Și atât de mult mi-a plăcut că mă venea să plâng.
Serios? Până s-au copt biscuiții, șef Tani a scos din pod și câteva poze vechi, pe ascuns, fără ca fiul ei să știe. Revelion la grădiniță. Așa, vă rog să ne spuneți despre pozele astea. Cine le-a îmbrăcat așa frumos? Eu am cusut, eu am făcut totul. Asta e tot făcut din carton, din plasă, din material, vopsit. Asta e iepuraș, cred că cam 3 ani are. Aici 4-5 ani a avut costum de... În rusă, rițeri, nu știu cum în română se spune. Sunt gata. Mișa! Mișa! Vine da. Puști? În sfârșit. Da, da. Sunt foarte fierbinte, fierbinte. Nu contează să-i înghiți. Guste? Da. Foarte bun. Ce să zicem, vă mulțumim pentru vizită, aveți grijă de voi și țineți minte că binele, ca în fiecare an, noi îl facem. Anul acesta trebuie să ne abținem de la mâncat excesiv și trebuie să ne abținem de la întâlniri excesive cu familia. Până la viitor. Și petrecerea frumoasă și caldă în jurul familiei și multe sănătate la toată lumea.